Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 2046 de absolvenți la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Expoziție de ziua ei la Onești. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca are poștă pneumatică de transport, medicamente și analize. Sâmbătă 25 iunie a avut loc cursul festiv al absolvenților Universității Vasile Alexandrii din Bacău, promoția 2022. Defilarea absolvenților a început de la ora 10, iar la ora 11 a început spectacolul la Teatrul de Vară Radu Beligan Bacău. Au fost prezenți la eveniment reprezentanți ai oficialităților, mediului socio-economic și cultural, parteneri și colaboratori ai Universității Vasile Alexandrii Bacău. Emoționați au fost atât absolvenții cât și profesorii care i-au ghidat în anii de studiu. Este o zi emoționantă, au trecut 3 ani de la ultima întrevedere în acest fel. Pe 17 mai 2019 ne-am întâlnit ultima dată aici. În format fizic. După aceea au fost 2 ani de sărbători online care nu s-au ridicat la acest nivel, la această prezență fizică ca și astăzi. Multe emoții și din partea absolvenților și din partea cadrelor didactice. Da, sunt foarte multe emoții și pentru noi au fost emoționant reîntoarcerea la cursurile acestea față în față, la fel și pentru studenți, dar suntem bucuroși atât noi cât și ei pentru faptul că ne-am văzut și am ajuns în ziua de astăzi. Este o zi deosebită pentru Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău. Astăzi este cea de-a 59-a promoție. Universitatea a împlinit anul acesta 61 de ani de activitate în învățământul superior de stat din România. Mulțumim colegilor de la Liga Studențească, care sunt partenerii noștri. Ei sunt adevărații organizatori ai zilei de astăzi. Noi doar i-am susținut în logistic. Ne bucurăm că am putut să reunim din cei 2046 de absolvenți, peste 1000 astăzi fizic prezenți la sărbătoarea de astăzi. Și după acești 2 ani de provocări pandemice, am reușit să facem un spectacol deosebit pentru ei. Mulțumim și sponsorilor care ne-au ajutat ca să aducem o cântăreață cunoscută din România, astfel încât pentru studenții Universității Vasile Alexandrii să fie o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. O zi în care sunt multe emoții atât din partea celor care absolvă, dar și din partea cadrelor didactice, de ce nu? Da, și noi cadrele didactice am avut mari emoții cu această reîntâlnire și la cursurile fizice, dar mai ales la organizarea de evenimente a fost o adevărată provocare, am avut o întreagă echipă în spate. Mulțumim tuturor studenților voluntari și studenților delegați de la facultăți care s-au implicat alături de noi în realizarea impecabilă a acestui eveniment. Un mesaj pentru cei care astăzi termină? Ce le transmiteți? Vă mulțumim că ați ales să studiați la Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău în primul rând. Suntem mândri de tot parcursul vostru și sperăm ca activitatea profesională să fie încurunată de ceea ce vă doriți. Mulțumim și angajatorilor care răspund permanent prezent la toate întâlnirile noastre, la proiecte, la întâlniri și creează cât mai multe oportunități și aici ne referim la stagii de practică, la tot ce înseamnă internship și activități realizate pentru studenți încă din timpul anilor de studii. Și de ce nu mult succes, nu? Că îi așteaptă o viață plină de provocări. Să-și împlinească visul în ceea ce privește cariera profesională. Pentru tinerii boboci care sperăm să devină studenții Universității Vasile Alexandrii, le spunem că pot studia aici acasă, că au o gamă largă de specializări pe care le pot alege. Universitatea are 35 de programe de studii universitare de licență, 26 de master și 4 de doctorat, astfel încât nu există un domeniu pe care să nu-l poată explora și să nu-și poată după aceea continua perspectiva de angajare în ceea ce înseamnă regiunea de nord-est a Moldovei. O zi emoționantă astăzi pentru tine și colegii tăi, astăzi are loc cursul festiv. Într-adevăr este o zi foarte emoționantă, după 2 ani de pandemie reușim să ne întoarcem în această sală mare și să sărbătorim un moment important pentru absolvenți.
Foarte multă lume, foarte mulți părinți, foarte multe rude, ca să zicem, toată lumea a venit să fie prezentă. Exact, toată lumea a venit să își vadă apropiații cum termină un ciclu foarte important în viața lor. Cum s-au simțit cei 2 ani de pandemie în care ați făcut cursurile așa cum a fost în toată România și în toată lumea? Pot să spun că n-a fost un moment, o perioadă foarte, foarte bună pentru noi. S-a făcut un curs festiv în mod online și nu a fost, vă dați seama, același lucru. Dar ne bucurăm că a trecut. Un mesaj dacă e pentru colegii tăi, fie boboși sau colegi care termină? Le urez succes în carierele lor, îi așteptăm și la master, la doctorat dacă vor și foarte multe felicitări. Au transmis felicitări absolvenților vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Constantin Scripăt, primarul municipiului Bacău, Lucian Daniel Stanciu Viziteu, profesor Mihaela Ciuchi, inspector școlar de specialitate. Cei 5 decani au felicitat absolvenții pentru finalizarea cu succes a studiilor. Este vorba de conferențiar universitar doctor inginer Mirela Panaintele Hăduș, decanul Facultății de Inginerie, conferențiar universitar doctor Brândușa Mariana Amălâncei, decanul Facultății de Litere, conferențiar universitar dr. Cerasela Gloria Crișan, decanul Facultății de Științe, profesor universitar dr. Ovidiu Leonard Turcu, decanul Facultății de Științe Economice și conferențiar universitar dr. Dan Iulian Alexe, decanul Facultății de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății. Programul artistic a inclus un moment de gimnastică la bară realizat de echipa Barman, dans sportiv, studenții din clubul sportiv Adamas, Denisa Scripcaru, Robert Rotaru, Andreea Dobrea, Teodor Avârvarei, melodii interpretate de Nicoleta Vlaicu, Crina Tambă, Cezar Papară, Andreea Spulber, Crina Tudoreanu, Carla Mititelu, precum și un scurt spectacol colaj al formației de dansuri populare a Universității Pasteluri Băcăoane. Din partea absolvenților au vorbit Georgiana Elena Ștefăniță de la programul de studii comunicare și relații publice și Luminița Ene, vicepreședinte Liga Studențească. În finalul spectacolului, cântăreața Jo a susținut un concert, proiectul fiind realizat cu sprijinul sponsorilor. 23 de artiști ai Filarmonicii de Stat din Sibiu, însoțiți de solista Analia Selin și pianistul argentinian Mariano Castro, vor susține un mega concert sâmbătă 2 iulie la ora 18 pe scena din Parcul Municipal Onești. Mai multe despre eveniment aflăm de la directorul Bibliotecii Oneștene, Ionuț Stenie. Continuă pentru că vrem aproape în fiecare weekend să aducem în Parcul Municipal din Onești cât mai multe concerte, cât mai mulți artiști care să bucure sufletele oneștenilor. Pe data de 2 iulie invităm pe toți doritorii de muzică bună la un concert extraordinar în Parcul Municipal, tot de la ora 18. Filarmonica de Stat din Sibiu va fi prezentă pe scena din Onești alături de îndrăgita Analia Selis, un concert de muzică tango, muzică clasică și alte surprize. Intrarea este gratuită și vă așteptăm. Urmând ca pe 10 iulie să ne reîntoarcem în parc, de data aceasta cu un recital susținut de Ozana Barabancea, o să vedeți cum cântă și cât de frumos cântă șlagăre ale muzicii românești. Vă așteptăm cu drag! Odată cu vacanța, atelierele au revenit în atenția elevilor, dar și părinților. Atelierul de șah este unul care se bucură de un real succes în rândul elevilor și părinților. Mai multe aflăm în minutele următoare. Câți ani ai? Am 9 ani. Aproape 9. Am înțeles. Și de cât timp joci șah? Cam un an. Și îți place? Foarte mult. Nu e greu? Nu. Că așa pare câteodată. Greu, câteodată, am înțeles. Dar cine te-a dus la șah? Cine a vrut să faci șah? Mama, dar și eu. Și tu ai vrut? Da. Că de obicei fetițele ba la dansuri, la altele, nu la șah. Nu, mai mult șahul decât dansul. Dar ce-ți place așa mult la șah? Îmi place că îmi dezvoltă mintea și să am răbdare, să mă gândesc mai mult. Și cine joacă la tine în familie șah? Mama sau uneori tata, dar mai mult mama. Am înțeles, ea joacă cu tine? Poftim. Tu joci cu mami șah? Da. Și cine câștigă? Eu de obicei câștig, dar mai câștigă și mama câteodată. Felicitări! Mulțumesc! Joci șah de cât timp? De un an.
Și tu câți ani ai? 10 ani fac în săptămâna următoare. La mulți ani! Mulțumesc! Și îți place să joc? Da, îmi place să joc, pentru că îmi dezvoltă mintea. Dar cine și... a fost ideea să faci șah? Mama. Mama? Înseamnă că a fost inspirată mama. Da. Am înțeles. Și mami joacă șah? Da, a jucat șah. A jucat și fratele meu. I-am mai bătut, dar m-au bătut și ei. Deci așa, a fost cumva la egalitate. Da. Am înțeles. Ce îți place la șah? La șah îmi place să joc partide, să fac teste, pentru că în primul rând îmi dezvoltă mintea și capacitatea de a gândi. Și recomand, de exemplu, te uiți acolo în cameră la colegul meu și adresezi un îndemn colegilor și prietenilor tăi să joace șah? Da, adresez, pentru că șahul este foarte bun datorită minții și recomand. Sărbătoare multiplă de ziua ei la Biblioteca Uneșteană, de ziua nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, sunt ziene și ziua ei, o împătimită a Cămășii Țărănești, bibliotecară la Colegiul Tehnic Petru Poni din Onești, Roxana Caruceriu, a avut ideea de a organiza o frumoasă expoziție fix în ziua în care Cămașa Țărănească este celebrată. Îmi scuzați, mă rog, emoțiile. Este expoziția de astăzi. Este ce n-am visat vreodată. Costumele pe care le am în colecție, dincolo de ceea ce am cusut eu, le am pentru că mi-am dorit să salvez ce am căpăt pe mâna, unele dintre ele, pe mâna unor persoane care vând cămăși, părți din costum. Unele din ele sunt fabricate frumos, altele așa cum se poate. Cămașa pe care o vedeți acolo și care este și pe afiș este o cămașă din zona Bacăului. Este foarte veche, are alfițe țesute și am cumpărat-o pentru că mi-am dorit, m-am îndrăgostit de modelul de pe mânecă și pentru că mi-am dorit să-l pot reproduce. Încă nu am găsit vreme, dar ea va putea fi reprodusă doar parțial, pentru că nu cred că alfițele acelea vor mai putea fi țesute vreodată decât dacă voi găsi meșterul potrivit. Cămășile pe care eu le-am cusut, după cum puteți bine observa, se încadrează perfect în acest cadru, pentru că respectă cutumele, respectă ceea ce bunicile noastre au pus odată. Elementele specifice cămășii, alpița, în crețul, râurii, sunt toate la locul lor. Și după cum bine puteți observa, alpița este elementul comun al tuturor cămășilor, mai puțin a cămășii de Prahova, care este o excepție din cămașa cu alpiță. În rest, toate se încadrează și respectă același cutum. Mulțumesc! Sunt cămăși vechi, cămăși care au povești și am fost întrebată astăzi de ce această expoziție. Această expoziție vorbește despre noi ca popor, ca neam, despre identitatea noastră. Dacă vom uita de unde ne tragem, ne uităm pe noi. Azi am ascultat un cântec în mașină când venea spre bibliotecă, a cărui traducere și ultim vers repetitiv era, într-o traducere aproximativă, dacă mă pierd pe mine, pierd totul. Dacă pierdem parte din identitatea noastră, din cămăși, ne pierdem pe noi. Și nu acum, și pentru generațiile care vin. Având în vedere că anul acesta este un an în care sperăm, cu ajutorul lui Dumnezeu, cămașa cu altiță să intre în patrimoniul imaterial UNESCO, această intrare nu este doar pentru că s-a cusut, ci pentru că trebuie să se mai coasă. De aceea,
Sunt convinsă că multe dintre dumneavoastră știți să coaseți. Puteți să-i învățați pe nepoții dumneavoastră, nepoatele, să coasă. Când ei vor crește, când vor fi adulți, își vor spune copiilor lor, eu am învățat să cos de la bunica. Și menținerea cămășii cu altiță în UNESCO, în patrimoniul material UNESCO, se bazează exact pe acest lucru, pe continuitate. Un mare număr de doamne de la Clubul Pensionarilor, organizate de către consilierul local Ana Ileana din Onești, au răspuns prezent la această expoziție, cum altfel decât îmbrăcate în ei, mai mult sau mai puțin moderne și purtând coronițe din flori de sânziene. După ce în luna aprilie a avut loc vernisajul expoziției de crestături în lemn, iată că pe 24 iunie, în lipsa talentatului sculptor Vasile Boboc, acesta fiind internat în spital, a avut loc vernisajul expoziției de icoane. Mai multe detalii în minutele următoare. O nouă expoziție aici la Biblioteca Municipală Radu Roseti, după, să zicem, acest traseu itinerant al lingurilor prin toată România. Autorul a revenit cu un alt, să zicem, cu alte lucrări de suflet și foarte importante pentru noi ca nație. Exact. Ceea ce a început ca o demonstrație a modalității de prelucrare a lemnului și ca o expresie a talentului artistic al domnului Vasile Boboc, a continuat ca o expresia legăturii cu tradiția și mai ales cu tradiția creștină a poporului român. Domnul Boboc a ales să vină în fața publicului cu mai multe bazoreliefuri. Unele dintre ele sunt icoane, celelalte sunt închinate, ca să zicem așa, icoanei sculpturii românești, care este Brâncuș, pentru care domnul Boboc are o mare admirație și un mare respect și care este practic mentor peste timp și ne-a adus în față operele sale ca să vedem și să facem o legătură, iată, astăzi, în această zi, care este ziua care celebrează nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, Drăgaica Sânzienele, Ziua Universală a ei, toate astea, da, toate astea vin din credința poporului român și încheie foarte frumos cu aceste icoane ziua noastră de sărbătoare și cu machetele troițelor pe care domnul Boboc le-a făcut și le-a împrăștiat în toată țara. Și este de asemenea foarte important să ne uităm la unicitatea acestora și la felul în care în fiecare fibră de lemn trăiește o cruce, un simbol de credință, o fărâmă de credință a celui care privește, se închină și a celui care le-a realizat. Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a organizat în perioada 21-23 iunie prima ediție a evenimentului cu caracter sportiv intitulat Trofeul RSIM. Acest eveniment se înscrie în registrul bunei colaborări dintre instituțiile care fac parte din rețeaua școlilor de învățământ militar din România, parteneriat inițiat de către școala din Târgu Ocna în anul 2020. Sub deviza Fii mai dinamic, fii mai sănătos, au fost organizate mai multe competiții sportive la care au participat elevii Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna, coordonați de membrii Catedrei de Instrucție, Trageri și Pregătire Fizică, elevii Școlii de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, coordonați de către comisar de poliție Bogdan Matei și inspector de poliție Traian Ciocârdel și elevi ai școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, coordonați de către subcomisar de poliție Cristian Stan. A fost ocazia propice pentru a lega prietenia, a compara sistemul de pregătire pe care îl urmează elevii, conform curriculumului fiecare instituții de învățământ și mai ales pentru a pune în valoare abilitățile sportive și spiritul competitiv. Sub coordonarea profesorilor Catedrei de Instrucții, Trageri și Pregătire Fizică din cadrul instituției din Târgu Ocna,
Constanța. În prima zi a evenimentului a avut loc ședința tehnică în care au fost prezentate delegațiile participante, regulamentul evenimentului sportiv, s-au stabilit detaliile și repartizarea participanților pentru fiecare competiție. În cea de-a doua zi a fost inclusă organizarea la sediul școlii a competițiilor la discipline sportive, fotbal și tenis de masă. În ultima zi a evenimentului a avut loc în stațiunea Slănic Moldova competiția la disciplina sportivă cross. La sfârșitul celor trei zile ale evenimentului, sportivii merituoși au fost recompensați cu medalii, cupe și diplome de merit în cadrul festivității de premiere organizate de către conducerea școlii. Momentul a fost marcat de prezența profesorului universitar Radu Ababe, director al Direcției Județene de Sport și Tineret Bacău, prin bunăvoința căruia au fost asigurate cupele acordate pentru locul 1 în cadrul competiției, după cum urmează. Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, locul 1 la fotbal, este vorba de Radu Michael Șpizuc de la Școala de agenți de poliție Septimiu Mureșan Cluj-Napoca, locul 1 la tenis de masă, Petruța Diana Lădaru de la Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, locul 1 la cross femei, Albert Zocol de la Școala de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina, locul 1 la cross bărbați. Organizarea acestor activități vizează consolidarea relațiilor dintre instituțiile membre SSIM și dezvoltarea colaborării interinstituționale, dar și identificarea unor noi activități care să implice cooperarea în alte domenii în afară celor identificate până în prezent. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca are de circa o lună de zile implementat sistemul de poștă pneumatică de transport medicamente și analize. Sistemul de poștă pneumatică este un sistem inovativ și ingenios de transport medicamente și analize care mai este folosit în cazul valorilor, bani sau bijuterii. Spitalul Sfântul Ierarh Dr. Luca a instalat unul din cele mai inovatoare soluții de transport al probelor de laborator sau medicamentelor dintr-o parte a spitalului în cealaltă, oricând, rapid, indiferent de vreme sau disponibilitatea personalului. Este vorba de poșta pneumatică, cu ajutorul căreia se transportă medicamente de la farmacia spitalului către secțiile aferente printr-un tub cu aer. Medicamentele, rezultatele la analize sunt trimise cu o viteză de 3 metri pe secundă. Astfel, medicamentele sau probele ajung rapid unde trebuie, fără mai fi plimbate prin tot spitalul. A fost primit foarte bine acest sistem. L-am văzut la Spitalul Județean din Oradea, aceeași echipă, aceeași firmă a lucrat. Este de un mare ajutor pentru secțiile medicale, pentru laborator, urgențe și mai ales pentru secțiile exterioare ale spitalului, infecțioase și maternitate. Prin acest sistem de tubulatură poștă pneumatică se trimit la laborator toate probele de sânge și alte probe biologice, se preiau medicamentele din farmacie și la fel documentele care se trimise la secretariatul spitalului. Este de un mare ajutor în cea mai lungă distanță, care este de 2,5 km, să parcurge într-un minut și 20 de secunde. Și este de un mare ajutor, toate secțiile sunt mulțumite, că nu mai trebuiască să mai trimită asistentele, infirmierile cu probele, cu medicamentele, să umble prin spital. Se întârzia și plus de timp pentru personal, da. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 28 iunie, cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei ajunge până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la valori de 18 grade Celsius. Miercuri, 29 iunie, cerul în cea mai mare parte va fi senin. Maxima zilei ajunge până la valori de 32 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 19 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.